Salut, sunt Cristi Strava, sunt preparator fizic la Human Fitness. Sunt preparatorul fizic al lui Pascu Ion de aproximativ 4 ani de zile, dinainte ca el să semneze cu Bellator. Astăzi vom vorbi câteva aspecte generale despre antrenamentul lui Pascu Ion și despre pregătirea lui în general de-a lungul unui an. Antrenamentele lui Pascu sunt planificate în funcție de perioada în care este, dacă este în pregătire de meci, în pregătire precompetițională, în pregătire post competițional, adică după meci avem antrenamentele de revenire și așa mai departe, sau antrenamentele de menținere. În funcție de perioadă stabilim intensitatea și volumul. Volumul și intensitatea scad în perioada de menținere și post-competițional și cresc în perioada precompetițională. În perioada precompetițională are 3 antrenamente de forță și mai avem antrenamentul de condiționare care include mai multe aici. Are adaptare la efort, are creșterea VO2 max se numește, creșterea volumului pulmonar, are anduranță, are forță pe viteză, forță pe explozie, coordonare. Oamenii care merg la sală, pur și simplu, marea majoritate fac antrenamentele pe grupe musculare. Pascu nu are antrenamente pe grupe musculare, el are antrenamente de forță generală și antrenamente de condiționare, care includ mai multe. Antrenamentele de forță sunt generale pe tot corpul, are mai multe exerciții compuse, nu face exerciții izolate, pentru că aceste exerciții sunt mult mai importante în dezvoltarea forței. În principal forța, la început am muncit mult mai mult la condiționare cu el, la coordonare nu stătea rău deloc, dar am avut de crescut. Am avut foarte mult de crescut la început și forța pe fond de oboseală, să-și mențină aceeași forță și când este foarte obosit, numai la început. Picioarele iarăși o parte foarte importantă a lui și un punct forte, dar are o forță generală foarte bună și atunci este mult mai ușor de lucrat cu el. Înaintea meciurilor e foarte importantă forța generală, anduranța, viteza de explozie și forța pe fond de oboseală. Astea sunt foarte, foarte importante pentru pregătirea fiecărui meci în parte. Este la fel de important ca și sportul pe care îl practică. Să luăm un exemplu pe care îmi place mie să-l spun foarte des. Dacă avem un Ferrari fără benzină și un Logan cu benzină, cu siguranță cu Logan ajungem primul la mare, pentru că degeaba este un Ferrari dacă nu are benzină sau dacă nu are motor. Și atunci antrenamentele de forță și de condiționare sunt la fel de importante ca și antrenamentele specifice. Asta nu înseamnă că dăm la o parte antrenamentele specifice din antrenamentul unui sportiv, dar în niciun caz nu renunțăm la antrenamentele de forță și de condiționare. Foarte mulți sportivi nu pun accent pe antrenamentele de forță, de condiționare și pe odihnă. De asemenea, nu pun destul de mult accent pe mobilitate și pe flexibilitate. Nu fac stretching la sfârșit de antrenament. Nu au antrenament separat de mobilitate și de flexibilitate, ceea ce este de asemenea foarte important de integrat. Și, per total, atunci nu pot avea un antrenament complet. Antrenamentele de forță și condiționare, antrenamentele de mobilitate și flexibilitate și odihna. În general, dacă ne uităm în orice sport, nu există sportiv fără antrenor. Antrenorul îl poate îndruma mai bine, îl poate vedea din exterior și îi poate construi cel mai bun program, lăsând sportivul să se concentreze pe ce are el de făcut și să nu se concentreze pe construcția unui program. Dar este foarte important cum ne alegem antrenorul și să ne asigurăm că acel antrenor are experiență și știe exact despre ce este vorba. Recuperarea face parte din antrenament. Este la fel de importantă ca antrenamentul și fără o recuperare adecvată, la următorul antrenament nu putem da 100%, nu ne putem antrena la aceeași intensitate, respectiv nu putem respecta volumul antrenamentului. Deci este parte din antrenament, este la fel de importantă ca restul antrenamentului.
Este important să avem antrenamentele de menținere, deci avem perioada precompetițională, după competiție, întotdeauna avem perioada de repaus, perioada de odihnă, după aceea reluăm ciclul competițional în funcție de data și de perioada până la următoarea competiție, dar este important să facem continuu, să avem antrenamentele de menținere și să creștem doar în perioada competițională. Acestea au fost câteva aspecte generale din antrenamentul lui Pascu Ion de-a lungul unui an. Eu sunt preparator fizic pentru sportiv de performanță din diverse sporturi și cine dorește să se dezvolte în sportul practicat mă poate găsi la Human Fitness pe Instagram, pe Facebook, pe Google, Cristi Strava sau Human Fitness. Vă aștept!